Bună seara, prieteni! Bună ziua, Alexandru Arnăutu, Vraciu, la aparat, ca de fiecare dată, gazda dumneavoastră aici, la un nou top 10 melodii Iris de această dată. Știți foarte bine, cei care mă mai cunoașteți, mă urmăriți și vă place ceea ce fac, am fost un mare fan Iris în copilărie, încă mai sunt, mai ales Irisul ăsta nou cu Costi Sandu la voce, îmi place foarte mult. Îmi place și în continuare de ceea ce cum cântă live Cristi Minculescu, neapărat ceea ce a făcut în ultima perioadă ca și melodii, ca și apariții discografice. Din păcate nu a apărut un album nou cu Cristi Minculescu la voce, dar aștept să apară și să fie mai hard rock, dacă se poate. Ok, astăzi scurg la obiect, top 10 melodii Iris, vă aștept și pe dumneavoastră să comentați și să-mi spuneți mai jos care sunt melodiile voastre de la Iris preferate. Ok, pe locul al 10-lea este piesa Iris nu pleca, de pe 1993. Este o baladă rock, hashtag, foarte reușită, îmi place foarte mult. V-am zis că pe fiecare, aproape, nu chiar pe fiecare album, formația Iris avea câte un imn, câte o melodie închinată oarecum fanilor. De pe Iris 93 împreună cu Pentru Fani, aceasta ar fi melodia Iris nu pleca. Locul al 9-lea, Suflete de gheață, tot de pe 93. Este o piesă cu versuri foarte puternice și o piesă așa hard and heavy. Îmi place mult ca atitudine. Vocea lui Cristi Minculescu este foarte agresivă. Locul al 8-lea, Frumusețea ta. Melodia pe care o țin minte așa, e o melodie nostalgică a copilăriei, când creșteam cu cele două viniluri, Iris 2 și Iris 4, Frumusețea ta este și melodia pe care am făcut impressions-ul la Iumor. Locul 7, Vis pierdut, este o baladă iarăși profundă, versurile foarte profunde, mă regăsesc în această melodie, Vis pierdut, încep să mă regăsesc, mai ales în prima parte cu când mă uit la mine cel ce-a fost, aninșir, rebelul fără rost. Nu am știut decât să uit mără, că mâine voi fi la popas. Vis pierdut, locul 7. Locul 6, Miraj, este o melodie de pe care dă titlul albumului din 98, Miraj, alt album conceptual, un album mai ciudățel, dar mie îmi place foarte mult, mie mi se pare că un album în care băieții au experimentat foarte mult și foarte bine. Locul al 5-lea, Valuri, piesa compusă de Adi Ilie, care a înființat și formațiile Voltaj și Cognito, Adi Ilie, Valuri. Locul al 4-lea, Son Bizar, bineînțeles, este o melodie emblemă pentru formația Iris, Son Bizar. Locul al 3-lea, Tu doar tu, de pe Iris 4. Locul al 2-lea, Iris, piesa Iris de pe primul album Iris, mi se pare o melodie așa foarte heavy metal, speedy. Pentru 1984 să cânți așa ceva în România, avea nevoie de cojones. Este o melodie în zona formației Judas Priest. Culmea că în 84 riful e gen Metallica, știi? Traforaj! Și cea mai bună melodie Iris, din punctul meu de vedere, piesa, prima piesă Iris pe care am ascultat-o, piesa cu care m-am îndrăgostit de formația aceasta, datorită riffului, o piesă la care țin foarte mult, Tot zbor, compusă de Enelu Dumitrescu, piesa mea preferată de la Iris. Aștept și topul vostru, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, dați un share, susțineți-mă, fiți prezenți în toată povestea asta. Vă aștept la următorul top melodii. Nu uitați, până data viitoare, eu sunt Alexandru Arnăutu Vraciu, stay heavy, mulțumesc foarte mult! Iron Man, Iron Man!